Bună ziua, domnilor și domnilor! Momentan nu a început campania electorală, însă ne-am propus să aducem în fața dumneavoastră candidații, să aducem în fața dumneavoastră oamenii care vor să ajungă în Parlamentul României. Am început așa cu un interviu cu Felix Stroie, am continuat tot cu un candidat de la PSD, astăzi tot de la PSD avem plăcerea de a sta de vorbă cu Liviu Brăiloiu, fost senator, fost prefect al județului Constanța, pentru că noi cel puțin suntem foarte curioși să aflăm, așa, să-și facă o spovedanie. Nu știu dacă va fi de acord, dar zic să încercăm, să vedem ce a mai făcut în ultima perioadă. Bună ziua, domnule Brăiloiu, bine ați revenit! Bine v-am găsit! O zi bună tuturor urmăritorilor și ascultătorilor dumneavoastră! Să știți că vă întrerup, mă uitam așa la dumneavoastră, aveți un tonus foarte bun și vă analizam pentru că nu v-am văzut de foarte mult timp. Da, și nu v-am văzut de mult timp, ceea păi ce nu e un... Invitat, n-am mai venit pe la dumneavoastră, că neinvitat știți cum e, nu vine omul așa, bate la înțeleg că este vina mea. Da. Bun, haideți să recuperăm. V-ați schimbat și sediu? Am venit ultima dată, erați la sediu ăla de pe Millennium de acolo. Așa la Millennium, pardon. La Millennium, da, așa este. E frumos și aici, să stăpânii sănătoși. Mulțumim. Foarte frumos. Am trecut de aceste politețuri de început. Spuneam că nu v-am văzut de mult, nici nu am mai văzut așa, sau n-am urmărit eu poate, activitatea dumneavoastră, nu știu care mai este de la alegerile trecute și până în prezent. Ce ați făcut? Activitatea a fost una normală, de om normal, de constanțean. M-am ocupat de business-urile mele, am ocupat puțin și de sănătate, am avut niște probleme ca fiecare. Nu sunt bune la casa omului, dar te întâlnești cu ele câteodată. Și m-am ocupat și de partid, am fost și la partid, dar n-a fost așa o perioadă intensă, că n-au fost alegeri. Dar de când a început perioada asta cu alegerile din primăvară, am fost. Am avut activitate și de partid. În rest, nu mi-am mai cumpărat nicio mașină. Să știți că, deși să nu fiu ipocrită, deși am spus că nu mai știu ce făceați, în acest târg numit Constanța, sătucul acesta, într-adevăr s-a vorbit despre faptul că ați avut niște probleme de sănătate, știam de lucrul acesta, îmi pare rău. Business-urile. Trecem peste ele, nu? Da, mergem. Business-urile. Arăt bine acum, nu? Da, sunteți ok. Atunci e în regulă. De aia vă și analizam la începutul interviului, voiam să văd chiar sunteți în regulă, nu sunteți. Da, chiar business-urile am fost care? La o analiză medicală care mi-a ieșit corespunzător vârstei. Foarte bine, mă bucur să aud de asta. Să rămân. Cu business-urile, haideți să le luăm pe rând. Ce mai are Liviu Brăiloiu? În Mamaia, în Spania, pe unde? Tot, cu hoteluri, cu turiști, cu industria ospitalității. Ne luptăm cu problemele care au apărut în stațiunea Mamaia, special plaja, știți, subiectul cu lărgirea plajelor care au rămas neamenajate, nu s-au dat toate în exploatare. A mai vrut acolo, pe lângă mine, un vecin să amenajeze, să facă frumos, a sărit toată lumea pe el, că mai atrăgea lumea, că Mamaia nu prea mai are punct de atracție. Cu piscina aceea, cu betoanele acelea pe plajă? Haideți, da, domnul Brăiloiu. Credeți-mă că a construit sub ochii mei acolo. Nu are un gram de beton. Beton are altcineva, dar nu intrăm, că nu facem judecata nimănui aici. Dar investiția aia mare și frumoasă nu are un gram de beton, este totul numai lemn. Da. Lemn și folie. Ca să puteți să vă imaginați, nici eu nu mi-am imaginat cum poate să existe o piscină de lemn atât de mare. Că de lemn de 3 metri, 4 metri am văzut. Dar de zeci de metri lungime n-am văzut piscină de lemn. Sunteți și dumneavoastră acționar acolo de-i susțineți cauza? Că acolo e o chestie ilegală ce s-a întâmplat. O chestie de... A fost premierul României, domnul Marcel Ciolacu, a fost în vizită, cred că în aprilie, și chiar se vorbea și hotelierii vorbeau despre problema plajelor și despre problema investițiilor. Și el, fiind un investitor, domnul ăsta la care face referire, fiind un investitor în turism cu o sumă impresionantă, toată lumea s-a gândit oare dacă stă foarte bine pe creanga lui, știți cum să cheltuie atâția bani în Mamaia.
Omul chiar vrea să facă un obiectiv frumos de atracție. Nu mai are nimic atractiv Mamaia la ora asta. Nu mai are nici măcar plajă. Era nisipul acela. Știți, fiind frumos, toată lumea aștepta să ajungă în vacanță la Mamaia, apa mică, caldă, copiii se puteau juca fără nicio problemă în apa mării. Acum nu mai merge treaba asta. Și din cauza asta lumea migrează, se duce în alte părți. Da, lucrurile o să se așeze. Da, să vorbim despre... Sunt convins și eu că plaja se va așeza natural, dar cam în 5-600 de ani, nu știu. Dacă mai trăiește. Să nu ați dus discuția către domnul acela cu investiția care, după cum spuneam, nu, problemele sunt de legalitate. Era o investiție care atrăgea lume, într-adevăr. Da, dacă nu s-a putut, nu s-a putut. Asta e. La anul vedem. Câtă lume acolo mai problema era de legalitate. Pe acest subiect... Aici se... nu știu ce să vă spun și nu... Pentru acest subiect au sărit oamenii, știu, dar revenim la... o autorizație de construcție, că nu e nimeni nebun să apuce să construiască fără autorizație. V-a mers rău în acest sezon estival? Una peste alta? Nici rău, nici bine. Așa. Așa. Mai bine decât, nu știu, cu un an în urmă, mai nu, rău sau la nu, fel? Nu. Puțin mai rău, probabil. Puțin mai rău. Păi, și aveți numai business-ul în Mamaia? Din cauza faptului că, v-am spus, nu mai sunt atracții în Mamaia, nu ne-a ajutat nici clima anul ăsta. Unii oameni spun că lor le-a mers mai bine, alții... Fiecare cum se descurcă și cum știe să-și managerieze afacerile. Dar ce ar trebui să se întâmple în Mamaia așa încât oamenii să fie atrași, să revină în Mamaia, să demolați blocurile care sunt de pe stânga și pe dreapta? Sunt construcții excesive care nu se opresc să crească. Nu se opresc. Am crezut că odată cu schimbarea administrației locale se vor opri. Dar nu se opresc. Sunt în locuri la un moment dat care chiar poți să le consideri de bun simț să nu construiești chiar în buza plajei acolo. Dar... Sau pe malul lacului, de ce să fie acolo? Plaja a rămas... eu cred că e principala cauză, nu construcțiile, plaja. Plaja e principala cauză, pentru că nu mai... Este, de fapt, un maidan pe care cresc buruieni în față la mine. Eu nici n-am licitat, cel puțin, pentru bucata de plajă, pentru că era exorbitant de scumpă și... nu mai are interes nimeni să meargă pe plajă. Toată lumea se plânge că nu poți să mergi. Te tai la picioare, faci o jumătate de oră până la apă, copiii nu-i poți lăsa în apă, că oamenii cu copii, pentru copil te duci la plajă. Și de ce nu vă vindeți hotelul? Și ce alte afaceri mai aveți? Haideți să le spuneți pe toate acum. Dacă un client îl vinde mâine dimineață. Nu, serios, vă întreb serios, dacă lucrurile sunt așa... Sperăm să le îndreptăm, cineva să le îndrepte, că până la urmă nu este chiar ceva de pe altă planetă să vii să pui niște nisip înapoi cum a fost. Cum l-au stricat pe ăsta, poți să-l și repare. Care e problema? Nu știu cine îl plătește, aici e problema. Și alte afaceri, că insist cu întrebarea, ajung eventual și la că tot vă plângeați de construcțiile din Mamaia, că ați avut și dumneavoastră o tentativă de a construi, culmea, cu un liberal, dar ați scăpat repede de acel, nu. De acel bloc. Liberalul era, înainte de a fi liberal sau PSD sau USR sau ce vreți dumneavoastră, suntem oameni, da? Și dacă suntem oameni, avem relații între noi. Unii suntem prieteni între noi, cu alții ne mai dușmănim câteodată, cu alții ne certăm. De, omul ăsta mi-a fost prieten pentru că ne cunoaștem din copilărie. Acum, dacă orientarea lui a fost liberală și a mea a fost social-democrat, asta e altceva, dar asta înseamnă că ne certăm. Ia să vă certați cu prietenii pe... Eu mi-aduc aminte cu dumneavoastră... Politice. Nu, eu mi-aduc... Să știți că da, se mai întâmplă și mi-aduc aminte că și cu dumneavoastră la început ne-am certat rău de tot. Acum, ok, de acel bloc ați scăpat din Mamaia, nu mai e. Alte afaceri și insist cu întrebarea până mi le spuneți pe toate, că e lumea curioasă cu ce se ocupă Liviu Brăiloiu. Nu se mai ocupă cu nimic, stă degeaba. În afară de politică. Face politică. Și la politică urmează să vă servesc din... Într-o, chiar o chestie recentă legată de politică, dar până ajungem acolo, domnul Brăiloiu, mai creșteți pisici? Mai aveți pisicile acelea? Pisici? Are pisici foarte scumpe, da. Domnul Brăiloiu, da, da, da. Și țineam neapărat să punctez. Am din rasa, păi și dumneavoastră sunteți, suntem pisicari toți aici. Da, așa este. Așa, da. Am din rasa Maine Coon, am 3 pisici și mai am și din ăștia, din rasa comună europeană.
pe care îi cresc pe lângă casă, dar am grijă de ei. Problema este că nu s-a rezolvat nici astăzi circulația câinilor ăștia comunitari, că mi-au omorât o pisică. Ați trecut la ce vreți și dumneavoastră, la ce subiect vreți? Eu vă întrebam de pisici, mi-a ziceți de vreau, dar aveam, criticați aveam administrația motan, locală. Acum. Da, aveam un motan care împlinise 10 ani deja și care am avut grijă de el, că l-a mai lovit mașina, a mai fost și bolnav, l-am dus la doctor. De rasă sau din acesta, de era, rasă europeană? Era o rasă, da, cred că mai mult comună, da, era corcitură. Și a dispărut într-o zi, l-am căutat și l-am găsit. A avut seseră câine, grijă de el. Și mi-a părut foarte rău. De asta cu trei pisici, cu trei mencuni. Nu le dau drumul pe stradă. Ultima dată când am vorbit știam doar de una, de o pisică. Păi au început să... Luasem de la dumneavoastră pisica fără blană. Sphinx. Sphinx-ul, da, este și acela. Da, l-are prietenul meu, l-are acasă. E foarte prietenos, foarte atașat, așa de oameni. E o rasă... La prima vedere, parcă te înfioară, nu? Așa, un pic. Da, da, oricum, acelea mei când sunt, da, sunt mai scumpe, subliniez ca să înțeleagă lumea că Liviu Brăiloiu are bani. Nu știm de unde, că spune că se ocupă doar de afacerea din Liviu Mamaia. Brăiloiu are 18 ani, are mai mulți și de-a lungul vieții a mai strâns. A fost chipzuit, a mai avut business-uri. A mai strâns și el, nu? Și n-a zis nimeni că e sărac. Am zis că nu prea a mers turismul cum trebuie să meargă din cauza plajelor, cum mergea și că e în scădere, într-adevăr. Dar s-au mutat cu stricatul plajelor și spre sud. Gata, se egalează treaba. V-am luat până acum am fost în dezavantaj, pentru că a fost numai Mamaia stricată. Dar acum s-au dus și la Eforie, s-au dus și la Olimp și la Neptun. Strică ei peste tot, nu-i problemă. Știți că v-am luat așa cu discuția cu pisicile, să cunoască oamenii cine merge în Parlament, un om care iubește animalele, foarte frumos. Da, dar un iubesc om... animalele, am și câini, am și pisici și iubesc animalele în general. Nu înțeleg conceptul ăsta al unora dintre concetățeni sau semenii noștri care nu i-auzi clar, nu suport pisică, nu suport câine, nu suport, nu știu, șoarece, ce mai crește lumea pe acasă. Nu știu, nu, eu nu înțeleg lucrul ăsta, nu vreau să comentez. Dar un om, să-mi continui ideea, despre care nu știm exact cum stă la capitolul studii. Vedeți, v-am luat așa ușor ca să ajung, să vă dau lovitura. Da. La capitolul studii există acolo o... Există un semn de întrebare și discuțiile Vi sunt așa. Vi se pare că nu și vorbesc foarte... corect limba română? Vi se pare domnul că Brăiloiu. Domnul Brăiloiu. Sau scrise, sau vorbite? Nu. Bine, e drept, dumneavoastră ați avut și acea funcție de prefect, senator, da. Ați mai fost. Dar chiar și în acea perioadă cu toții ne-am întrebat de ce există o gaură în acel CV, de ce nu știm exact care sunt studiile dumneavoastră. Și chiar recent un coleg de Breaslă a pus această întrebare, stați puțin, da. Și, bine, și PSD Constanța n-a oferit niciun răspuns. Eu vă dau ocazia acum să ne spuneți ce studii aveți dumneavoastră, că pentru faptul că iubiți pisicile și aveți pisicile, un mare plus, nota 10, dar la studii, domnul Brăiloiu. N-am diplomă de pisicar. Asta n-am. Dar imaginați-vă că nu în România există niște cerințe. Nu poți fi prefect dacă n-ai studii. Nu trebuie să ai numai liceu și facultate și master. Trebuie să ai niște studii de specialitate pentru administrație. Și dacă le am și pe alea, înseamnă că le am și pe cele dinainte. Le-am în geantă, le-am adus ca să... Nu cred, arătați-ne. Ia uitați ce am eu, pentru că știam că asta o să mă întrebați. Păi este o discuție, domnul Brăiloiu, discuția... Nu vreau să dau vreo replică domnului care a făcut afirmația. Dar are dreptate, că nu ne-ați explicat până acum. Dar eu sunt de acord CV-ul cu el. Publicat este și la Senat. Nu este CV-ul. Am publicat și de candidat, l-am publicat nu. Declarații de avere și nu. Ia uitați, se vede la televizor? Astea toate sunt... În afară de... Permite să-mi pun și puțin... Am aici ceva, un material ajutător. Se mai întâmplă. Asta e certificat de naștere. Nu vă interesează. Ia uite. Diplomă de... Dați-mi, vă rog frumos, să văd.
Ce scrie? Formare specializată în administrația publică, Institutul Național de Administrație. Institutul Național de Administrație, da? Bun. Deci am. Pot să fac administrație publică. Păi, mă uitam și la 2009. Stai ca să-ți zic și anul, că așa spuneam, putea să-l faceți, nu știu, ieri. Da, ea cu vreo 15, 16 ani, 17, nu știu. Asta e? E, da? Am mai multe care nu sunt scrise în CV. Știți cum e? Declarația de fals în acte publice, dacă minți că ai și nu le ai. Dacă le ai și nu le spui, nu e niciun fals în acte. V-a dat guvernul brevet de turism. Foarte frumos. Așa, mi-a dat gestul. Deci pot să fac și de aia, da? Ia uite, de asta nici nu știați. Ce scrie aici? Ce tânăreți erați. Ce scrie? Diplomă de absolvire a Școlii Naționale de Antrenori. Aha, sunt și așa ceva, da? N-am scris pe niciunde prin CV-ul așa ceva. Eu am făcut școală. Haideți să vă spun ceva. Nu există o limită de vârstă în România impusă vreunui cetățean dorinței de a studia. Sunt oameni care își schimbă meseriile. Uite, am un văr, inginer, foarte bun inginer, care la 45 ani s-a apucat să facă dreptul. Și acum este avocat. Acum nu pot să-l condamn că a făcut la dreptul la 45 de ani. A fost omul inginer o jumătate de viață, o jumătate s-a făcut avocat. Deci lumea studiază tot timpul. Sunt oameni, am avut pe la facultăți, mi-aduc aminte, colegi cu câte 20-30 de ani mai în vârstă, își schimbau oamenii sau pur și simplu pentru ei, studiau. Dar dumneavoastră ați făcut anumite studii mai târziu. Securitate și bună guvernare. Deci dacă n-ai școală, nu poți să te duci. Nu te primește nimeni la universitatea asta. Ia citiți, ce titlu e acolo? Păi este un Carol certificat Davila, de atestare a competențelor. N-ați avut ce face în timpul liber. Haideți, domnul Brăiloiu, v-ați făcut studiile diploma, la timp sau nu? Da, da, uite, diplomă, licență, master, alt master, altă diplomă. Acum ce fac? Ați făcut studiile la timp aici, sau nu? Că v-ați enervat. Studiile dumneavoastră sunt făcute la timp? Ce dincolo de, la timp? De certificări înseamnă, și... pe parcursul vieții. Poți să le faci de la 6 ani, de când te dă la școală, până când închizi ochii. Poți să aduni studii. Dacă ești un tip studios, te duci la școală și la 20, la 30 și la 40, te duci tot timpul. Acum, dacă tot v-ați... Hai să lămurim și cu ciobanii, că știu despre ce. Cu ciobanii, cu presa. Vreți să lămurim? Am mai lămurit odată, dar hai să o mai lămurim și în campania asta electorală. Nu-i campanie, pre-campanie. Că ați fost nepoliticos? Nu. Nepoliticos n-am fost niciodată cu absolut nicio persoană. Nu există nicio persoană care să poate să spună că am fost nepoliticos. Ați mai avut ieșirile? Ba da, domnul Brăiloiu. Le-ați mai avut, dar până la urmă lumea vi le trece cu vederea, că în restul timpului sunteți un tip. Nu trebuie să întreacă nimeni nimic cu vederea. Okay. Stăteam și mă gândeam acum, între timp ce vă arătam asta, am văzut TikTok-uri ale contracandidaților președintelui Ciolacu. La prezidenție. Așa. Analfabeți funcționali. Dezacorduri. Chiar aseară am văzut, spunea cum s-a exprimat, observațiile este că, nu știu, ceva, într-un context. Deci eu nu, la mine puteți să luați orice interviu, puteți să luați orice intervenție în Parlament, să vedeți dacă fac greșeli. Eu nu fac greșeli, dar nici nu comentez despre studiile cuiva. Așa și de președintele Marcel Ciolacu s-a spus că nu știu când și-a luat bacalaureatul, Iohannis nu știu ce a făcut, Băsescu nu știu ce a făcut. Fiecare este liber să studieze când dorește. Că a studiat la 20, la 30, la 40 sau la 60, fiecare om este liber să-și aleagă. Dar trecând peste aceste aspecte, că le-am lămurit, haideți să vedem ceea cu, ați spus, cu lipsa de respect. Ciobani. Eram la ședința, eu am mai avut un mandat de senator și eram președintele Comisiei pentru Siguranță Națională și Apărare. Evenimentele din 10 august, vă aduceți aminte de ele? Da. Bun. S-a stabilit la un moment dat că trebuie audiat șeful jandarmeriei, ministrul de interne, prefectul Bucureștiului și așa mai departe. Cum s-au declanșat acele evenimente? Și la Senat am avut această comisie unde am audiat pe respectivii. Vă dați seama că acolo presa a fost într-un număr impresionant de mare. Ca la dumneavoastră, mă uit pe aici, trepied, camere și așa mai departe. La un moment dat,
Eram cu ministrul apărării de la acea dată, care era Mihai Fifor, și cu doamna ministru Carmen Dan și cu doamna prefect. Și după audiere, presa dorea un cuvânt, nu? Oamenii se îndreptau către ieșire. Noi eram opriți acolo să vorbim, nu știu ce, aveam o discuție, la care un cameraman cu un trepied din ăla foarte greu, târându-l după el din dorința de a se așeza în față și a lua cadrele celor doi miniștri și comisia care era acolo, ne-a târât ăla peste picioare. Și eu i-am spus că deci m-a lovit pur și simplu, am stat vână de la picior o lună de zile. Puteam să mă duc la medicină legală. Puteam să mă duc la medicină legală să... Păi, eu puteam să merg acolo și să spun că am fost vătămat? Nu, că era o greșeală și omenește înțelegeați zis, situația, bă, nu? Chiar ești cioban așa, nu te uiți și tu pe unde mergi. Erau două doamne, le-am brâncit și pe ministră și pe ministrul ălaltul și pe mine m-a lovit ca să ducă să-și pună camera acolo. Și am zis, bă, dar chiar ești cioban așa, nu te uiți pe unde mergi. Ce am zis rău? Adevărul că dumneavoastră când vă supărați sau nu vă convine ceva nu, da, mi se pare că vă mai ies ceva. Așa pe, așa, bun, al pe gură aspect. Cuvinte al domnul Brăiului, recunoaște doamna aceea, nu, stai și terminăm. Doamna aceea care spuneați dumneavoastră care era coleg, era senator, doamna senator, nu zic doamna senatoare, apropo de limba română, alt incident luni, cu dumneavoastră nu, luni. Ba da, alt incident, v-a luat iarăși gura pe dinainte. Nu m-a auzit nimeni spune nimic. Aveați acolo 200 de camere. Spune dumnea ei. Dacă spune dumnea ei, probabil că trebuie să o ascultați. Dar ascultați-mă și pe mine. Cam și eu un cuvânt de spus. Erau acolo toate camerele, luni, marți, miercuri. Au înjurat ca la ușa cortului. Au adus vuvuzele. I-au pus președintelui senatului un banner în față. L-au făcut hoț, homosexual, tot felul de acuze. Aiurea. Au luat cardurile de la metro sau nu mai știu, bonuri de alea de metro și le-au băgat în sistemul de vot. Și l-au blocat. La un moment dat, joi, era votul. Dacă mergem la serviciu, că acolo e un serviciu, da? Te duci la serviciu, trebuie să ai o decență, da? Nu te duci să înjuri în continuu. Am ascultat 4 ore luni, 4 ore marți, 4 ore miercuri, plus cartea cu ferma animalelor. Toată lumea le-a aruncat cartea pe jos. Acum, doamna... V-a oferit și dumneavoastră o carte. Ce a făcut rău așa încât să o înjurați? Nu, mi-a oferit și mie o carte după care ați înjurat-o? Nu, după care mi-a luat-o. Ție nu-ți dau, mă. Ok, dacă ne tragem de șiretul, ție nu-ți dau, mă. Nu-mi dai, foarte bine, pleacă. Și după care spune că i-aș fi adresat o alocuțiune. Zice dumnea ei, că pe mine nu m-a auzit nimeni. Nici colegii, nici camerele. Dacă dumnea ei a spus, asta a spus. Dar dumnea ei și-a făcut o reclamă, pentru că trăia așa într-un anonimat de groaznic și de înspăimântător, încât avea nevoie să iasă. Și, dacă și va găsi pe dumneavoastră găsi mai vedetă, da, așa? Da, pentru că eu să iasă în evidență. Des, exact. Eram foarte vocal acolo cu problemele de serviciu. Și am aflat asta ulterior, pentru că la o comisie la birouri s-a plâns tot o doamnă colegă și a spus eu nu am șansa Florinei, că așa probabil o chema, Florina. Și zice, de ce? Păi ea s-a certat cu Brăiloiu, ea e martir. Și așa m-a aflat râsul. Și a zis, păi bă, dacă așa vreți voi să vă faceți notorietate, că vă certați cu mine, du-te mă la camera de la vedere și spune ce vrei. Da, da, vedeți dumneavoastră, lumea a crezut-o pe acea doamnă, adică aveți o problemă, nu știu, de credibilitate. Era ziua votului, se votau legile justiției, era foarte important pentru ei să le respingă și dacă nu se votau în acea zi, se reluau peste 6 luni, peste un an de zile. Știți bine ce scandal a fost cu legile justiției în România. Ei doreau împiedicarea votului. Opriți, orice... vă rog, telefonul. Nu, nu sunt pastiluțele. Am înțeles. Vă avertizează? Mă scuzați, da. Acum. Asta a fost și cu asta. Iar cu aia cu degetul, ce spune tot colegul dumneavoastră, dacă mă duc la o ședință solemnă, când spunem, vă invităm să participați la o ședință solemnă, păi dacă e o solemnitate, nu ne ducem nici îmbrăcați în blugi, nu ne ducem nici cu fustă scurtă, ne ducem îmbrăcați decent și avem un comportament decent. A început domnul de la Sibiu, președintele actual încă, penalilor. Și dumneavoastră i-ați arătat degetul din mijloc. Nu, eu nu i-am arătat niciodată. Eu m-am ridicat
Am îndemnat toți colegii să iasă din sală, atenție. Se vede. M-am dus. Există o imagine, domnul Brăilă, nu mai mermeliți acum că există imagine. Păi dacă m-aș mânca spune la sfârșit, o să vedeți. M-am dus acolo unde este culoarul din mijloc, cum vedeți la televizor, între sala anfiteatru și împărțită în două. M-am dus acolo și am spus foarte clar, domnule, penal ești dumneata, nu eu. Eu nu sunt penal. Eu nu am nicio cercetare penală, nici măcar amenzi de rutieră n-am. Pentru că respect regulile. Crede sau nu crede cineva, poate să verifice. Și am zis, penal ești tu, mă, până la urmă. Păi era acolo guvernul României, erau toți invitații, toate instituțiile. Așa, dacă și era o solemnitate, el a început cu o să ne facă penal. Și eu am spus, penal ești tu, pentru că tu ai furat casele, nu eu, dovadă că instanța și acum zilele trecute sau luna trecută, ați văzut, i-a mai luat două case înapoi, executorii umblă după el să ia 300.000 de euro, că umblă executorul pe la ușă. Ok, și salut, domnul, semn... dă-ne banii. Deci cine e penal? Eu? Eu nu eram penal. Semnul când, acela? Că în Partidul Social Democrat au existat unele condamnări, ok, au existat. Așa și ce treabă am eu să mă faci penal? Și când am plecat, am zis la revedere, mă, și am făcut așa. Care e problema? Am dat așa de mână. Ce? Domnul Brăiloiu, după cum spuneam, spovedania lui Liviu Brăiloiu, v-a intrat, ați prins repede schema și ați început să spuneți cuvântul. Și ați început să spuneți ce vreți dumneavoastră. Stați puțin să vă mai întreb și eu. Așa, și apropo de penali. Și s-a terminat aceea cu condamnarea președintelui de la acea vreme, da? Bun, ce s-a întâmplat în România? S-a schimbat guvernarea. Că vorbim politic acum. S-a schimbat guvernarea. Ce a venit toată cu guvernarea? A venit curentul ori 3, asta, apa ori 2 jumate, care se vorbea de un leu apa. Mai țineți minte cu un leu apa? Știu, asta era o temă de campanie electorală. Câte? 12 lei apa, nu? A făcut stroie apa scumpă. Uite că n-a făcut o stroie. A făcut-o altcineva. Da? Bun, nu zic nimic. Era într-un plan de tarifare. S-a scumpit mâncarea, s-a scumpit. S-a dublat benzina. Dumneavoastră vreți să duceți acum? L-am dus pe domnul președinte acela, l-am dus la pușcărie. Așa și? A trăit românul mai bine? Nu. Dumneavoastră vreți să duceți discuția ce rău este... a fost drăguță și discuția despre pisici. De ce? Știți că îmi plac discuțiile astea. Vreți să vorbim despre guvernarea și... Nu, domnul Brăiloiu, nu vreau acum. N-am început campania electorală. Data viitoare. Data viitoare, cu siguranță, vom discuta despre ce ați făcut dumneavoastră în Parlament, că așa ați explicat, ați justificat omul Brăiloiu, ce comportament a avut sau n-a avut în Parlament. Vorbim și despre programul PSD. De... Dar asta... Bineînțeles. Să intrăm frumos deja. În... E public deja, programul. Le aveți? Că, să știți că un coleg de-al dumneavoastră a avut așa niște probleme. A zis că stați, că lucrăm, facem bine, domnule, lucrați și ne prezentați. Păi un coleg candidat. A fost, probabil că l-ați întrebat înainte să fie lansarea programului. A fost nu, cred că toți se abțin, stați, așa că să înceapă campania să vorbim despre. Dar, eu pot să vorbesc la știți că cu mine nu faceți regia dinainte. La activitatea, știți ce mi-a atras atenția până să ajungem la activitatea politică pe care nu o mai știu a dumneavoastră? Și tot așa, o să vă supărați sau eu știu ce mai dau naștere la cine știe ce discuții, asta e, știți că eu nu intru în toate ca toate, dar chestiile personale nu, eu le resping, nu discut cu niciun candidat de anumite subiecte. Dar ați făcut acolo avem niște limite, într-adevăr. Scuzați 10 secunde să vă spun ceva. Am văzut dimineață o știre la televizor cu un elvețian care a furat o mașină a unui român și a mai distrus alte 4 mașini ale unor români și i-a pus în pericol și a vrut să fure și un tir. Știți? Nu. N-ați văzut știrea? N-am apucat să cu elvețianul? Nu. Într-un fel, mi-a stârnit curiozitatea, nu spun altceva, este opinia mea strict personală, mi-a stârnit curiozitatea faptul că nu i-au publicat numele, vreau să știu și eu cum îl cheam pe elvețian. Nu, iar la ochi are ochii cu din asta neagră. Cu bandă. Cu bandă neagră, ca să nu-i vedem chipul. Când face un român o furăciune de asta de mașină, așa, ia uite, nenorocit, ordinarul, fiul cu tare, cu tare, tatălui e nu știu ce, are și declarația de avere, el are un teren, are un din aia, îi arată poza din toate profilele. Elvețianului, de ce nu?
Este un subiect de discuție, într-adevăr, mulțumesc. Dar ați vrut să-mi distrageți atenția. Nu. Nu. Am zis nu mi-ați, nu mi-ați amestecat gândurile. No, ați spus că în momentul acela, în Parlament, când strigau unii și alții și lansau acuzații, hoțule, alea, acuzație, homosexualul este o acuzație? Aveți o cum vedeți? La timpul ăla, pentru ei, era. Ei care susțineau asemenea idei, nu? Dar acum știm bine că este pentru fiecare, este liber să trăiască, fiecare trăiește cum dorește. Care este opinia dumneavoastră? LGBT alea, sau cum se numește. Dar care e opinia dumneavoastră în legătură cu această comunitate, de exemplu? Pe mine nu mă interesează, că nu vreau să le reglementez eu, dar dacă cineva alege să trăiască într-un fel de genul, n-am nimic împotriva, atât timp cât respectă normele de bună conviețuire. Respect ce avem de respectat, dacă ne respectăm locul de parcare, spunem bună ziua, nu înjurăm, ce mă interesează pe mine orientarea lui, după ce intră el pe ușa aia și soțul ăla la casă? Nu mă interesează. Deci nu aveți o problemă? Nu. Dar știți de ce am zis să duc discuția aici? Nu știu. Pentru că la un moment dat au existat zvonuri și în legătură cu dumneavoastră pe acest subiect. Asta nu, o știați? Nu. Asta e noutate, nu? Asta e chiar o noutate, mă umflă râsul. Dar dacă intrăm pe Google-ul ăla pe acolo, o să mă vedeți numai cu scandalul. Numai cu femei. Cu iubii băiatul nu m-a dus niciodată. Cu iubii fata. Ok, și acum trecem la lucruri serioase, și anume politică. Și anume politică. Domnul Brăiloi, domnul Felix Troia, așa cum menționam la începutul interviului, a venit... Felix Troia este președinte de partid. Președintele organizației județene PSD Constanța. Vă rog. Președintele Asociației Constanța. Că nu. Asociației? Așa îi zic. Nu-i zic filială de partid, zic asociație. Asociație, da, ok. Pentru că noi ne simțim foarte uniți și atunci suntem ca într-o asociație de prieteni. Înainte să fim politici. Care și scot cuțitele și se înjunghie ori pe la spate, ori se ceartă în ședințe. Și acum lăsați-mă. Unii știu că da, unii nu. Sunteți greu de... Nu, când vreți să spuneți ceva, nu are sens să, să mă opresc. Să vă opresc, gata, că nu. Vă las să vorbiți. Ok. În cadrul unui interviu la Focus Press zilele trecute, a afirmat că PSD Constanța nu este interesat, organizația nu este interesată să aibă vicepreședinte la nivelul Consiliului Județean Constanța. Și înțeleg că după ce a făcut această declarație Felix Troie, a ieșit dita mai tămbălăul la partid și că v-ați certat și că l-ați certat și că i-ați reproșat dumneavoastră cum să facă PSD-ul așa ceva, să-i voteze liberalului Florin Mitroi doi vicepreședinți. Adică ce e, glugă de coceni PSD-ul în fața oamenilor sau cum? Care e realitatea? Ce ați făcut acolo? Domnul Brăiloi? Știți adevărul? Da, domnul Brăiloi, vă rog. Deci, după emisiunea dumneavoastră, într-adevăr, am avut, dar nu era, era programat o întâlnire cu domnul președinte și șeful de campanie al parlamentarului, domnul Mihai Tudose, actual europarlamentar, știți, și fost premier al României. Domnul... A fost o întâlnire online? Nu, a fost o întâlnire fizică. A fost fizică, domnul Tudose, da, aici. Fizic, da. A fost domnul Tudose. Domnul Mihai Tudose a fost la sediu... A fost domnul Tudose aici, să știți că... La sediu nostru de la... Să știți că sunt... Trocadero, da, sunt îndurerată pentru că domnul Tudose a rămas cu o datorie la mine. Vă apreciază și vă stimează domnul Tudose. Știa că fusese emisiunea la dumneavoastră și n-a venit la emisiune. Asta este datoria. A promis că o să revină în Constanța, okay. Și chiar trece să vă spună două cuvinte și să vă salute. Dacă îl invitați și într-o emisiune, cred că va fi foarte încântat. Domnul președinte Felix Troie a făcut o declarație, dar eu cred că, dacă vreți, o mai comentăm încă o dată și să o despicăm așa firul. Dumneavoastră l-ați certat sau alți colegi? Nu, nu l-a certat nimeni, niciun coleg. Au fost numai niște opinii, nu a fost nimic pe ceartă. Oamenii au fost un pic nedumeriți în ceea ce privește declarația, care probabil pentru unii a fost un pic ambiguă. Dar dacă vreți, haideți să o comentăm. Domnul președinte a spus următorul fapt. Dăm un
ca un cec în alb pentru 6 luni guvernării locale lui Florin Mitroi. Da? A zis așa, da? Bun. Ce a zis? Te las 6 luni de zile, îți votez proiectele care sunt pentru interesul public general și după 6 luni reevaluăm situația. Nu a spus nimic pe neînțelesul cuiva. Acum, că au apărut tot felul de discuții, că ne-am certat la partid, că nu s-a certat nimic cu nimic. Domnul președinte a mai repetat odată declarația, a spus că deocamdată nu referează la postul de... Da, de vicepreședinte. Nu face nicio negociere pentru postul de vicepreședinte. De ce? Să pe domnul președinte ales, care a fost opțiunea Constanțenilor, repet și eu același lucru, ce a spus și domnul Felix Stoia, a fost opțiunea Constanțenilor. Bineînțeles că eu consider în continuare că am avut un candidat mai bun, dar Constanțenii au considerat altceva și atunci trebuie să ne supunem opiniei majorității, că despre asta vorbeam mai devreme. Și 6 luni de zile după ce își preia mandatul, am înțeles că zilele acestea, pe 28, nu? Se preia mandatul, după 6 luni de zile reevaluăm și vedem dacă este cazul să introducem acolo în schema de conducere a Consiliului Județean unul din consilierii județeni în funcția de vicepreședinte. Da, acum de ce nu? Rău. Dar acum de ce nu e cazul să negociați? De ce să pierdă PSD această oportunitate? Poate nu e cazul să vă spun și poate unii colegi se vor supăra pe mine, dar este așa orice început. Nu știți că prieteniile se fac mai la sfârșitul mandatului, nu la început. Mă, dacă ai câștigat alegerile și ai așa multă majoritate, nu te apuci tu și lucrezi și vedem dacă noi te sprijinim. Păi nu e vorba acolo de prietenii, de nu știu ce, e vorba de o activitate. Ceea ce faci bine. Dacă nu faci bine, vom vota împotrivă. Dacă faci bine pentru Constanțeni, trebuie să fie anormal să nu votezi și să nu sprijin proiectele pentru județul Constanța. Caut și la candidaturile contracandidaților noștri din pentru alegeri parlamentare. Au tot felul de oameni, de cetățeni care vor să fie senatori și deputați și ei vor face proiecte pentru apa de nu știu unde, școala de nu știu unde. Păi nu să vorbești așa, că dacă te duci la Parlament, te duci să faci o politică a unui guvern, a unei guvernări. Un program de guvernare, cum se numește, da? Și dacă te duci, te duci să faci cadrul legislativ. Nu trebuie să faci tu apă, că pentru apă și canal și școală vopsită și groapa stupată se ocupă Consiliul Județean. Tocmai despre asta vorbim. Se ocupă parlamentarul. Tot nu m-ați lămurit de ce să n-aibă... o guvernare. Dar de ce să n-aibă PSD o funcție de vicepreședinte? Tot nu mi-a zis punctul dumneavoastră de vedere. Poate o să... după 6 luni, cum a spus președintele, și mi se pare, Felix Stoia, și mi se pare o viziune mai mult decât corectă, hai să vedem cum începe abordarea voastră pentru județul Constanța și după care vedem, reevaluăm. Așa se face peste tot. Vreți să-l lăsați să greșească singur sau să facă... Dar de ce să nu contribuie? Păi știți de ce? Pentru că veniți dumneavoastră presa. Să nu contribuie la binele județului și PSD-ul printr-un intermediul unui vicepreședinte. Și spuneți, a, ia uite, iar e cârdășie, iar e blat. Deci nu-mi place deloc cuvântul ăsta când îl aud blat. Ce e blat? Blat ce? Blat este votul cetățeanului. Și atât. Nu e niciun blat cu nimeni. Stați puțin. Este de fapt un blat, se înțeleg foarte bine, Felix Stroie și cu Florin Mitroi. Nu este, dar au stabilit este așa de imagine față de cetățenii care l-au votat pe Florin Mitroi. Pentru asta imaginea PSD, hai să nu ne pupăm și a PNL, să nu ne pupăm din prima după aia, că acum sunt și alegerile parlamentare și de aia. Păi dumneavoastră, haide, dacă spune. Cunoașteți un băiat, vă pupați din prima cu el? Nu pot, că sunt măritată. S-a încheiat jocul ăsta. Păi vedeți, așa și la politică, e tot ca la viață. Ne mai cunoști. Bun, deci am înțeles. Toată povestea asta, nu vrem vicepreședinte, că sunt acum alegerile și să nu dea rău în fața cetățenilor. Da, ați spus da. Ce da? Eu spuneam așa. Toată joaca asta, nu vrem vicepreședinte, este că dați rău în fața electoratului acum, cât sunt alegerile, stați separat și după aia vă dați mâna. Nici de cum, nu. Este o abordare politică corectă și este o abordare de bun simț. Dacă se pot, ați văzut că alianțele s-au făcut de la nivel central câteodată și totuși în teritoriu nu s-a respectat
decizia de la nivelul central și s-au bătut între ei, s-au ciorăvâit. S-au... Stați, dar cu Costin Răsăuțeanu ce aveți, domne? De-abia așteaptă omul acela să fie viceprimar. Ce aveți cu el? Păi n-are nimeni nimic. El va fi viceprimar. A, deci ieșit, acolo treaba e treaba. A ieșit public cu informația aceasta și chiar domnul primar Chisac. Și a spus că s-a... Păi, haideți să vă spun de ce. Sau poate nu știu. La municipiu bine. Se poate, la județ nu, păi nu e voie. Asta mai bine, nu cumva... nu știu... Nu cumva a câștigat Partidul Social Democrat alegerile în municipiul Constanța? Nu cumva avem mai mulți consilieri? Eu așa știam. Că așa, numărul consilierilor PSD e mai mare decât numărul consilierilor PNL. Așa și asta, bun, și asta justifică... Asta justifică, da. Pe deplin. La da, județ da, nu justifică păi nu am votul, câștigat, procentul să aveți... mai mulți decât Partidul Național Liberal. Asta, asta justifică poate și să... nu justifică nici că mă duc de la județ, mă duc la nivel de țară, nu justifică nici atitudinile președinților actual și anterior, care nu numeau premier de la PSD, cu toate că aveam majoritate parlamentară. Ați rămas, eu știu că ați rămas vedeți? Așa cu o traumă, cu ghilimele, nu, de când deloc, cu PSD și MPSD. Eu știu că lucrul acela v-a scos rău din sărite. Este o... Știu. Nu, nu m-a scos din sărite pe mine. Eu sunt unul din milioanele de oameni care da, aveți au grijă votat... ce spuneți, vă rog frumos, să nu vă iasă pe gură ceva. Eu sunt unul din milioanele de oameni care a votat Partidul Social Democrat. Nu eu sunt supărat. Toate acele milioane de oameni sunt supărate. Ca să înțelegem. Iar lucrul acela cu M, puncte, puncte, E, PSD este un lucru de prost gust. Este un, ceva care... pentru haideți, mine, domnule, că a fost pentru mine e supărare că i-am spus să-l ia Cioban, că mi-a rupt picioarele, dar pentru 4, 5, 6, 7 milioane de români nu e supărare că cineva le zice M, PSD. Nu vi se pare că e puțin... Nu e ca să... Tot mă amuzat, mă scuzați! Să mă explic ca un politician. Nu e în corcodanță cu realitatea? Da, așa da. A zis, corcodanță, da? Alt candidat a spus că el vrea să candideze să apere țara de război, de proști și de hoți. Iar mi se pare o insultă la adresa întregului popor român. A spus-o acum câteva zile, e plin TikTok-ul. Dar dumneavoastră de ce vreți dacă, să candidați? Dacă m-am născut prost, care e problema? Așa, de ce vreți prost să candidați? Dacă dumneavoastră, dacă v-ați născut hoață, e vreo problemă? Dar nu sunt. Păi, haideți să lămurim, de ce vreți să candidați? De ce candidați? Unde să candidați? Pentru Senat. Sunteți pe lista, pe locul 2. Păi da, n-ați văzut că pentru sunt pe lista. Senat. Da. Da. De ce vreți să candidați? De ce candidați? Ce vă motivează? Ce mă motivează? Mă motivează, în primul rând, mandatul trecut mi-au rămas foarte multe proiecte legislative care nu s-au dezbătut sau s-au dezbătut în anii ăștia. Am primit invitație să merg să mi le susțin. Nu era cazul, pentru că s-a schimbat structura acolo și mă duceam doar să bat drumul la București, că ăia ziceau nu, că nu mai ești acolo. Dar cât am fost în Parlament, am avut 38 de inițiative, dintre care 31 au fost promulgate de președintele de la Cotroceni. Președintele țării, președintele nostru, președintele românilor, tuturor românilor. O să punem, să vă spun părerea mea despre acest nu. cetățean? Nu. Ok. Bun. Păi nu, că am acest stabilit cetățean, că nu facem, nu acest spunem prostii. A vitregit județul Constanța de un spital. Un mare spital regional. Pentru că eu și colegii mei, care am fost în mandat între 2016-2020, noi am fost, am plecat la drum 7-8 parlamentari, am rămas pe drum 6, că unii au mai plecat sau mai... În sfârșit. Noi am inițiat pentru Constanța, iar tot Senatul și Camera Deputaților ne-a susținut. Ne-a susținut inclusiv actualul președinte PNL, care era la Ministerul Apărării, era șeful Marelui Stat Major. Am obținut chiar și o finanțare din partea trupelor staționate pe teritoriul românesc, care erau de 5 milioane în dotări pentru spital. Aveam terenul lui, aveam utilitățile,
am făcut o lege, a trecut de Senat după 2 ani, a trecut și după 7-8 luni de Camera Deputaților, toată lumea a fost convinsă că trebuie să facem un spital. Un spital pentru că cel județean este vechi, nu este dotat și dacă te-a pus să-l tot cârpești, cheltui mai mulți bani decât dacă îl construiești nou și modern și tehnologizat. Mai mult decât atât, era prevăzută o mare clinică de pediatrie, pentru că în Constanța părinții cu copii mici au o problemă când se vorbește despre sectorul medical. A trecut legea, s-a publicat înainte de publicarea Monitorului Oficial, trebuie promulgată de președintele României, președintele românilor, tuturor românilor. Da, eu respect instituția președintelui și respect tot ce înseamnă instituțiile statului. Dar pe omul ăsta n-am cum să-l respect. Pentru că ăsta urăște românii. Și dacă mă urăște, n-am de ce să te respect. Este părerea dumneavoastră? Este părerea mea strictă personală. Da, și vă spun și dumneavoastră și sunt convins că am foarte mulți adepți. Omul nu a promulgat legea, că n-a vrut el. N-a avut o explicație. Am atacat-o la Curtea Constituțională. N-am primit nici acolo un răspuns favorabil. Dar cert este faptul că astăzi poate ar fi fost în funcțiune o parte a spitalului. Bun, deci dumneavoastră vreți să vă continuați proiectele. Iar acesta este unul din proiectele susținut de dumneavoastră. Da, e susținut și am să-l reiau. În regulă. Ce alte proiecte mai aveți de continuat? În legislație economică, în legislație de mediu, am avut foarte multe intervenții. Sunt lucruri cu care ne confruntăm și de care ne lovim zi de zi și trebuie corectate la un moment dat. Ca să vadă lumea că putem să ducem și o discuție serioasă, pentru că, sigur... Până acum n-am vorbit serios? Nu, sunt atâtea. Stați să vedeți după aceea ce mesaje primiți de la colegii dumneavoastră PSD, pe care o să le aflu și eu, desigur, deci, că ne-am permis să vorbim și despre pisici. Vă zic eu clar. Continuăm cu proiectele, că dacă o să ocupăm foarte mult spațiu al emisiunii. Nu, că terminăm după asta, că nu stăm două ore. Dar vreau să rămână foarte clar, foarte clar, că nu a existat niciun conflict în interiorul PSD Constanța. Au existat discuții cu privire la acel subiect, dar nu a existat un conflict și nu s-a tras nicio concluzie că domnul președinte ar fi acționat sau ar fi declarat ceva contra intereselor partidului la dumneavoastră la emisiune. Și asta vreau să rămână foarte clar pentru absolut toată lumea. Și pentru simpatizanți și pentru cei care ne simpatizează mai puțin. Deci nu există niciun conflict la PSD Constanța. Există o lapte și miere, este o frumoasă echipă. Nu există lapte și miere, există muncă pentru a convinge cetățenii că politica social-democrată este cea care poate scoate România din impas de fiecare dată. Aoleu, ați început cu declarațiile astea de politician. Apropo de muncă, aveți de tras. Ca oamenii, așa, dumneavoastră, din 1990 până în 2024, când ați avut prosperitate mai mare? În business-ul dumneavoastră. Cu legislația penalistă de dreapta sau cu cea de stânga social-democrată? Când v-ați cumpărat hăinuțe mai des? Sau când v-ați schimbat mașina mai des, frigiderul și televizorul? Eu asta vreau să știu. Eu vreau când să vă informez. Nivelul de trai. Da, eu vreau să vă... Nu sunt un bun exemplu care să vă susțină aceste declarații. Păi mă lăsați. Când în timpul unei guvernări social-democrate ați auzit dumneavoastră de bani împrumutați de România, că la un moment dat se făceau socoteli pe minute, secunde, zile, milioane, zeci de milioane, sute miliarde, mai amețeala, și nimeni nu dădea o justificare. Și am auzit tot timpul că nu avem bani de pensii. Nu, nu e adevărat. Bani de pensii sunt întotdeauna. Orice bancă de pe pământul ăsta te împrumută pentru bani de pensii, nu te va împrumuta pentru autostrăzi. Dar pentru bani de pensii te va împrumuta tot timpul. Iar ăștia asta ne-au vândut. O minciună din asta, fără sfârșit. Unu, doi, ați uitat de pandemie? Văd că a uitat lumea de pandemie. De achizițiile din pandemie, acum
Toată lumea zice, ia uite săracul Nelu Tătaru, ce îi face? Dar acum 3 ani de zile toți românii l-ar fi împușcat pe Nelu Tătaru. Ați intrat în rolul de politician, domnul politician. Păi da, nu domnul politician, dar nu trebuie să reamintim oamenilor ce ne-au făcut unii și ce ne-au făcut alții. Domnul politician, era o emisiune relaxată, nu ați este văzut? De dar nu este de campanie. Nu, dar nu este de campanie electorală. Stați păi puțin că am convenit că vorbim campania, că vă spun atunci de păi proiecte atunci de reindustrializare. Acum, de... acum profitam de faptul că ne revedem după ceva timp și drăguț, avem nu? Așa o discuție mai degajată, dar să știți între niște probleme, da? Da. Referitor aproximativ. Referitor la ce m-ați întrebat dumneavoastră că mi-ați pasat-o așa, când domnule, eu această afacere și pentru colegii dumneavoastră, asociat unic eu. Hai spune că știu că puteți. Că pot, nu? Știu că puteți, este începută din 2020. Eu sunt cu acest business din 2020, deci nu pot să spun cum era înainte, că mie mi-e bine acum, da. Mă înțelegeți? Da. Am înțeles, și discuția cu dumneavoastră îmi face... Ați văzut față de dumneavoastră, eu nu insist pe un subiect pe care nu doriți și, neapărat. Dar să știți că iarăși ați vrut să îl dezbatem și pe acela cu colegii dumneavoastră de față și știți la ce care mă colegi? Refer. Am colegi, colegi de partid. Da, am colegi unii care au nedumerii referitori la Focus Press, dar pot să duc discuția cu dumnealor de față, nu-i nevoie. Nedumerii la Focus Press, nu știu cine are, poate le are la nivel personal, dar când se ia o decizie unanimă la partid în ceea ce privește Focus Press, aceea se respectă. Adică decizia să veniți, să aveți voie să veniți la emisiuni, că mi s-a mai întâmplat și cazul, domne, păi nu are voie, că gata. Păi stați puțin, nu știu, nu cunosc cazuri de acelea. Nici dacă dumneavoastră nu invitați un politician și nu vine, nu înseamnă că... Că nu vrea. Că nu vrea. Înseamnă că nu l-ați invitat. Adică la dumneavoastră e mingea. Au. A fost au. Ok. Revin la întrebare, că n-ați răspuns. Ați dus așa, care, când nu vă convine ce ceva... Da. Păi, care sunt proiectele acelea? Care... Păi vorbim iar de politică, păi, care a spus că dați-mi continuăm. Nu, domnule, dați-mi un exemplu, că poate, păi poate dovediți acum că nu le mai știți, că habar n-aveți și vă faceți de râs. Și eu mi-am făcut... Vorbesc la cele trecute sau cele viitoare? Nu, la cele trecute, cele viitoare vor fi chestiuni ce urmează să le prezentați în campanie. Eu mă refer la, că ați menționat că, domne, am acolo niște proiecte și ați început să spuneți pe partea de că trebuie schimbate lucruri. Pe, nu știu, economie, pe habar n-am ce vreți dumneavoastră să schimbați și eu v-am sunt zis, pentru mediul dați-mi de exemplu. Afaceri, da, exemplu simplu concret. Este simplu să intrați pe site-ul Senatului și să scrieți numele meu și să vedeți proiecte. Nu le știți. Și le, cum adică nu le știți? Le păi dați-mi un exemplu. Și unul, dar nu vreți să mai vorbiți și altceva? Ba da, dar dați-mi un exemplu. Vă rog eu frumos să-mi faceți această plăcere. Uitați, de exemplu, am lucrat mult la statutul, fiind în Sistemul Național de Apărare, am lucrat pe legea pentru pensiile militarilor, care este o lege foarte controversată și dacă tot acum dați 3 minute, vreau să explic un lucru. Noi am făcut o lege foarte echilibrată pe care opoziția și ulterior puterea nu a promulgat-o, iar la fel, același lucru. Și au început să bulverseze tot ce înseamnă cadre militare și astăzi încă nu avem o lege a pensiilor militare. Pentru că noi o făcusem și s-au opus cu vehemență domnul general de atunci, Ciucă, de exemplu. Ca să știe toată lumea. Asta în Comisia pentru Apărare și Ordine Publică. Păi ce faceți? Îi tăiați din bănuți? De aia s-au opus? Nu tăiam stricați din bănuți. Noi adăugam banii... bani și făceam o lege echilibrată. Am lucrat 2 ani și jumătate cu toate sindicatele militare, cu nume faimoase din militanții pentru... Că le știți, sindicatele domnului Dogaru și așa mai departe, de la el încolo toți. Haideți să vă spun tot așa, o paranteză. Eu personal am făcut pentru militari, pentru polițiști și pentru militari o lege prin care... Știți că ei primesc, dacă sunt plecați de acasă și activitățile și le desfășoară în alte județe, trebuie să stea și oameni într-o chirie undeva. Și ei trebuiau să-și deconteze niște sume, niște procente din solda bază, care puteau să ajungă și până la 50% pentru acest lucru. Și eu am spus că acea sumă trebuie considerată o sumă forfetară,
să fie plătită militarilor și polițiștilor, pentru că nu pleacă nimeni cu banii ăia în buzunar necheltuiți. Toată lumea trebuie să doarmă și să mănânce undeva. N-am casă, mă duc la Baia Mare, ce fac? Trebuie să dorm acolo, da? Bun. Am făcut lucrul ăsta, mai mult decât atât, am zis să venim în sprijinul celor mai tineri care doresc, dacă s-au mutat din locul de baștină și rămân cu activitatea în altă zona țării, să-și poată achiziționa o casă și să poată folosi acea sumă ca rată pentru achiziționarea casei. A fost foarte bine primită, polițiștii și militarii sunt foarte bucuroși și în ziua de astăzi că primesc aceste sume fără să mai fie nevoie de calvarul pe care îl trăiau înainte, să le justifice, să le aducă, să le... Că toată lumea stătea pe la mătușa, pe la sora, pe la... trebuia să dea o factură, n-avea factură de... În sfârșit, a fost într-un fel o echilibrare, pentru că salariile nu le permiteau oamenilor să-și cumpere cazarea și masa fără aceste... I-ați scos din zona aia grică, dacă nu aveau factură și că stăteau cazați pe care pe unde... 3.000 de lei și îl muți de la Constanța, la Covasna, din ce vrei să mai doarmă și să mănânce? Trebuie să-l ajuți, nu? Bun. S-a aplicat la Ministerul de Interne, unde ministrul era doamna Carmen Dan. La Ministerul Apărării nu s-a aplicat. S-a aplicat ulterior, dar vreun an de zi nu s-a aplicat. Pentru că nu vrea domnul general, domnul președinte PNL. Nu vrea. Care să-l bată pe președintele PSD în alegeri de nu o să se mai vadă. Nu știu. Dacă îl bate, dacă nu îl bate, foarte bine. Dacă îl bate, respectăm, iar v-am spus, respectăm votul cetățenilor și asta e. Recunoaștem și de data aceasta. De ce sunteți pe locul 2? Unde sunt pe locul 2? Păi, dar pe locul 2 la... Proiecte, acum am numai gata, am terminat. Mi-ați demonstrat că știți că... Voiam să văd dacă le știți. Așa, niște le cetățeni, știți. Stai să vă mai spun ceva. Niște cetățeni construiau niște eoliene din astea și nu plăteau niciun impozit la stat. Că spuneau că sunt construcții provizorii, că stai să vedem, că stai să nu știu. Și le-am reglementat prin lege și i-am pus la plată. Comunitățile... UAT-urile unde pe raza cărora sunt aceste construcții, eu cred că sunt foarte... Încasează niște bani. Da, foarte încântate, da, de această lege. Aveți de muncă, sunteți pe locul 2 la Senat. Da. Și e cu semnul întrebării vis-a-vis de dacă e eligibil, dacă intrați în Parlament. De ce sunteți pe locul 2? De ce nu ați reușit să convingeți partidul să vă pună pe primul loc? Sau e așa o cutumă? Președintele e întotdeauna pe primul loc? Nu este vorba de o cutumă, este vorba despre... Recunoașterea meritelor. Despre... Să știți că acele liste ale candidaților s-au făcut... Nu s-au făcut la vreo cafenea. Să făceau și... Există și partidul paralel din Constanța. Cred că va vorbi și domnul președinte Stroie despre el. Există și un partid paralel la cafenele. Nu avem voie să facem publicitate cafenelei. Nu? Este și prietenul meu cel care deține cafeneaua, dar omul nu face politică. El vinde cafeaua și ia banii pe ea și atât. Dar depinde că s-au mutat de la o cafenea la alta, să știți. Nu contează. Partidul paralel, că vorbim de stat paralel, mai vorbim și de partidul paralel din Constanța și a făcut niște alte liste. Chiar cu o zi înainte citeam o știre că miercuri dimineața apar listele surpriză cu niște cetățeni foști. Dar eu v-am întrebat de ce sunteți locul 2. Lăsați-i cei cu cafeneaua, oricum vă influențează foarte mult și vă dau date și despre oamenii din presă care n-au nicio legătură cu realitatea. Acum, de ce sunteți pe locul 2? Pentru că la locul 1 e unul singur, da? Și atunci eu trebuie să... Ați înțeles de ce? Nu, n-am înțeles. Noi avem un... Partidul nostru este, să știți că este chiar foarte... Democrația în partid chiar funcționează, cred că cel mai bine. Și noi am făcut o adunare mare de partid și s-au făcut propuneri. Și în urma propunerilor s-a votat și s-au numărat voturile. Și domnul președinte Felix Stroie a strâns voturi mai multe decât mine. Că nu știu ce se întâmpla dacă nu reieșea așa. Nu, ieșea bine, toată lumea a votat, să știți, împotriva acolo... dumnealui, au votat și împotriva mea. Asta înseamnă democrație. E o democrație până la domnul Stroie și la domnul Dumitrache. S-a stabilit că domnul președinte a avut câteva voturi în plus. Pentru poziția 1. Prima dată am făcut...
voturi și pentru alegerea candidaților. Am mai trecut prin niște preselecții. Asta a fost faza finală în care am zis, domne, cine reprezintă partidul? Simplu, nu? Măi, la dumneavoastră și vine să râd pentru că... De ce să râdeți? Pentru că atâtea discuții au ieșit cu aceste liste și... Păi au ieșit aceste discuții, aceste liste. Dacă vă uitați, la noi a fost o problemă de publicare, pentru că le-am publicat mai târziu decât ceilalți, însă la noi listele au fost stabile. Noi le aveam prezentate la București, la Consiliul Politic Național, înaintea tuturor din Constanța. Nu au fost făcute publice din alte rațiuni, pentru că nu s-a... De ce? Că s-a schimbat locul 2 cu locul 4 la Camera Deputaților? Nu. La nivelul conducerii de partid s-a luat decizia publicării la o anumită dată. Și atunci, normal, toată lumea a fost dornică de senzațional. Ăla-i pe primul loc, ăla-i pe locul 2, ăla-i pe 5, ăla-i pe 7. Nu s-a mai schimbat? Nu s-a schimbat nimic după ce a ajuns lista la București? Nu. La noi listele, cum au plecat de la biroul permanent județean, așa au rămas. A fost o singură mișcare la mi se pare că la domnul deputat Edi Martin. N-a mai fost pe locul 2, este pe locul 4. Dar tot în formula aceea. Înțeles. Deci nu s-au mișcat listele, nu a migrat nimeni, nici n-a venit, nici n-a plecat. La noi, de exemplu, la Senat, cum a fost? Să zic mai puțin, dar mi-ați confirmat chestia asta că s-a modificat locul 2, era pe locul 2 și de pe 2 a ajuns pe 4. Înseamnă că a greșit tare în fața cuiva. Asta a fost un... Sau a fost, a avut mai multe, nu știu, e mai bine văzută Mirela Matichescu. A contribuit foarte mult și presa. Pentru că dacă presa nu contribuia, listele rămâneau așa. Dar cu ce a contribuit presa? Presa mai influențează câteodată deciziile. Pe ce, a scris cineva ceva rău de Eduard Martin să influențeze, să-l dați jos pe locul 4? Da, au mai scris, da. Au scris? Da. Păi scris. Înseamnă că merita. Nu vă supărați, dar... Nu știu dacă merita, pentru că Edi a mai avut mandate de parlamentar și a făcut datoria... cu brio, vreau să spun, tot așa a avut și el foarte multe, nu îi cunosc proiectele, dar știu că la număr când le citeai tot așa avea foarte multe, are experiență, știe despre ce vor, are maturitatea necesară. Dar nu vă simpatizați, așa este? E prietenul meu. Este prietenul dumneavoastră? Da. Ce trebuie să spun, că nu e prietenul meu? Nu știu, întreb. E prietenul meu, da, ne cunoaștem din copilărie. Da. Am fost în multe excursii împreună, în viață, am avut multe evenimente foarte... frumoase în viața noastră, suntem cunoscuți, suntem colegi de partid. La acel vot pentru stabilirea listelor, pentru Senat, respectiv Camera Deputaților, au intrat mult mai multe persoane, nu? Adică mă refer inclusiv... Ce vreți să mă întrebați în concret? Inclusiv actuali parlamentari care nu se mai regăsesc pe listă, dar chiar așa. Cum, domnule, să-i trimiteți acasă pe oamenii? Păi, stați puțin. Și Edi a avut trei mandate și a făcut un pas lateral. Eu am avut un mandat și acum n-am mai avut. Ăștia alții au avut și un mandat și acum nu-l mai au. Poate să-l aibă data viitoare. Nu trebuie să rotim lucrurile. Păi ce facem? Ne așezăm acolo și acolo suntem pe viață? Păi nu știu, văd un exemplu. Păi așa înseamnă dacă ai joci democratic, nu? Păi ce faci? Te așezi acolo și ești la pensie de acolo. Că aveam colegi care, singurul argument când discutam despre proiecte și despre politici în general, și vorbeam și pe politică externă, că asta, Sistemul Național de Apărare, știți că este într-un fel legat și de politica externă. Și eu, apropo, n-am spus până acum, am fost secretar la Europol. Pentru că România avea acolo un... Nu-mi... Să știți că astea pe partea de... Dar, nu, că ați sări la altceva. Știți și... ce argument aveau? Singurul argument de a mă contrazice sau de a mă combate într-o idee sau opinie. Ce mă spui tu mie că eu am 8 mandate? Și l-am luat pe unul într-o zi și i-am zis, prietene, nu mai face publică chestia asta că ai avut 8 mandate. Că e rușinos. Nu, asta nu e o laudă, nu e o... Cum să spun, eu virtute, am avut 8 mandate, pentru că nu te știe lumea, n-am auzit de tine pe niciunde, nu te-am văzut, nu știu, nu ai nimic semnificativ și am mai spus că ai stat și 8 mandate în Parlament. Zic, ar fi ca, nu s-a mai regăsit pe liste. Că
S-a mai făcut și acolo. Mă determinat să... fiu răutăcioasă și mai bine mă abțin. Că mai bine, apropo de Europol și de dumneavoastră, să vorbim despre că e spovedania dumneavoastră, nu mai vorbim acum despre, nu știu, Dumitrache sau mai știu care. Dumneavoastră sunteți părintele. Da, nu? Aoleu, cum sună asta? Nu. Ce... Să ai acces în anumite comisii sau, nu știu, la prefectură, îți trebuie acolo un certificat de... Ornis. Păi da. Cum l-ați obținut dacă sunteți așa văzut, așa rău zugrăvit de unii colegi de-ai mei, poftim? Îl aveți? Sunteți imaculat? Opinia, ce presupune acel certificat? Opinia dumneavoastră probabil că este a lor și este atrasă de ceva, o simpatie sau antipatie personală, pentru că nu au niciun argument. Acele opinii. Nu fac referire la un coleg anume. Nu faceți la... Nu, că nu e cazul. Dar Ornisul are niște condiții extrem de stricte. Stricte. Da, ce presupune? Păi presupune să n-ai, să nu fii implicat, în primul rând, să nu fii implicat în activități potriva siguranței naționale a statului român. Să nu ai condamnări penale, să nu fii cercetat, să nu fii nici măcar suspect. Nu, acolo nu se mai vorbește de prezumția de nevinovăție. Nu, ești implicat în cauză, nu ai ce căuta pe acolo. Punct. Pentru că până a fi nevinovat, ești implicat. Îmi pare rău, dar asta e. Este o lege foarte strictă și vă mai spun ceva. Strictețea merge până acolo, până într-acolo, încât dacă ți este ridicat calitatea de deținător al ornisului, nici măcar nu ți se explică, nu poți să contești. Că știți, de obicei ți se ia un drept și tu te duci și faci, mă duc la instanță, că toată lumea fuge la instanță, mai pentru orice. Deci nu ai, trebuie să fii... Când ți s-a ridicat ornisul, nu îți dă nimeni nici măcar o explicație. Așa este legea. Nu vă spun un secret, este o lege. Dacă o citiți, o puteți... Nu, eu știu despre ce este vorba, dar am zis să explicați toate lucrurile acestea. Deci, dacă îl pierzi ca și polițist, ca și militar, ca și civil, ca și politician, ca și procuror, magistrat, dacă pierzi calitatea aceasta, nu mai ai acces la nivelul de secretizare de la cel minim până la... Depinde ce nivel ai, știți, sunt adică vedeți în baza acestui certificat, vedeți documente secrete, clasificate. Da, clasificate. Asta când erați prefect, dar și când ați fost la Senat? La sau... comisie. La comisie. Da, da. Și vezi niște documente pe care trebuie, pe românește și așa, ca la Constanța, trebuie să-ți ții gura după aceea, pentru că există o altă lege care te condamnă dacă te duci și vorbești la presă, în public sau la prieteni. L-ai văzut, știi ce ai de făcut, în consecință acționezi și atât. Adică dumneavoastră la comisia din care ați făcut parte când ați fost senator, ați văzut niște documente secrete despre care nu aveți voie să vorbiți niciodată în viața asta. Exact. Am avut un mic incident tot cu presa, pentru că, un mic, între ghilimele, nu l-am avut eu, comisia întreagă, pentru că au fost momente în care se discuta despre achizițiile militare, de exemplu. Și dacă discuți despre achizițiile militare, se vorbea acolo despre execuția bugetară, despre unele contracte. Ați văzut că unele contracte sunt secretizate, nici nu poți să știi ce-i cu ele. Și întrebam colegii dumneavoastră de la presă, dețineți certificatul Ornis? Dacă îl dețineți, puteți rămâne în continuare la lucrările ședinței. Dar știți ce aveți de făcut. Ascultați și atât. Nu dați pe presă, nu povestiți la televizor, nu povestiți familiei. Ascultați că vreți, că aveți certificatul. Dacă nu-l aveți, vă rugăm să părăsiți sala și să supărau. Ne scoateți afară din sală, ne băgați pumnul în gură. Da. Dacă aveți atitudinea asta și nu explicați frumos, credeți-mă că și eu m-aș fi supărat pe dumneavoastră. Păi dacă eu vă întreb vreau să dacă aveți certificatul Ornis, n-aveți. Nu? Bun. Nu, domnul Brăilă. Dar dumneavoastră permis de... Nu mai am nici eu acum. Pentru că nu mai sunt în funcția care necesită același lucru. Dacă vreau, o să-l solicit. Dacă îl mai primesc, bine, dacă nu, nu. Da, permis de portarmă mai aveți? Da.
am și permis de portare, sunt deținător de arme, am lucrat și la legea armelor foarte mult, am adus modificări, nu în interesul personal, ci în interesul deținătorilor de arme. Știu că am fost întrebat dacă am făcut o modificare a legii armelor în favoarea colegului de atunci, Bădălău, care i s-a furat arma. Dar întrebarea a fost răutăcioasă din partea presei, pentru că în momentul în care s-a întâmplat incidentul, legea deja se discuta. Deci nu aveam cum să anticipez că el va avea o problemă. Dar este vorba de mulți, să știți că mulți cetățeni au solicitat permise de armă pentru autoapărare. Dumneavoastră de ce aveți? Pentru ce ați solicitat? De ce v-ați luat în primă fază acel permis? Și ce arme aveți? Eu l-am solicitat ca activitate sportivă. Ați văzut mai devreme tir sportiv. Certificat pentru instructor tir sportiv. Instructor clasa 1. Tir sportiv, particip la competiții internaționale și sunt deținător de arme de foc mai mult pentru activitatea sportivă. Dacă mă întrebați de vânătoare, n-am împușcat în viața mea decât o rață. Și după ce am pușcat rața, m-a umflat plânsul. A, și nu vă mai trebuie. Nu mai întrebi. De asta cu sportul era ta-ți... noapte și am stat mult în baltă, am înghețat că m-a luat unul, zicea el, la vânătoare de rațică. Așa. Și am stat asta și am intrat și eu, așa, puf, și am auzit, puf, a căzut rața. Și mi-a părut așa de rău și am zis că în viața mea nu mai mult să fac așa ceva. Sunt oameni care au pasiune pentru vânătoare, tot respectul, v-am spus, pentru toată lumea. Dar eu nu pot să fac lucrul ăsta. Numai am înțeles că e sportiv. Ok, și ați participat la competiții. Și? Și am câștigat. Păi, n-ați venit și cu diplomele acelea, domnul Brăilu, păi le aduceți data viitoare. După aia să sperie lumea de mine. Păi dacă e sportiv, nu o chestie... Păi, vedeți, să mă interpreteze altceva. Nu cred că interpretează... Îmi meresc aceeași gaură. Nu cred că interpretează lumea, dar să știți că dacă le aveți, chiar de ce să nu le arătați? Da, o să vi le arăt într-o zi. Serios, vorbesc serios. Da, asta și așa de încheiere, ca să fiu complet neserioasă, nu puteam să mă abțin având în vedere că v-am spus... Dacă nu, o serioasă, nu? O probitate morală și jurnalistică serioasă, deosebită. În campanie. Acum îmi permit această aroganță să am această discuție mai... Mă rog. Mai degajată cu dumneavoastră. Dacă după aceea în campanie... Nu, va fi jale, sânge pe pereți. Proiecte, nu? Da, sânge pe pereți, va fi îngrozitor și voi avea cu siguranță nici grijă și de colegii dumneavoastră, Eduard Martin, așa, și mă mai gândesc eu la care am așa un dinte împotrivă, clar, nu e treaba bună. Bun. Eu am vrea să vin, să știți. În regulă. Da. În afară de asta cu armele știam, bun, ok, nu ați spus exact de care arme și dacă... Păi mai... vreți să vă spun, de calibru 22. Păi nu mă pricep, păi aflu și eu de la dumneavoastră. Sunt niște calibri, sunt de la gloanțe mai mici și de gloanțe mai mari, care se folosesc pentru lunetiști. Jucării cu telecomandă mai aveți? Avem și jucării cu telecomandă. Vedeți câte am aflat despre dumneavoastră? Am și trenulețe, am și mașini, am de toate. Adică sunteți un copil mai mare, așa cât în... Dacă n-am avut jucării când eram mic, știți cum e, omul și le cumpără. Nu, serios, dar jucăriile acelea sunt foarte scumpe? Sunt chestii deosebite, nu? Sau aveți... La ce vă referiți? Jucăriile cu telecomandă, nu știu, elicoptere și ce mai aveți. Nu sunt foarte scumpe, sunt accesibile. Dar, într-adevăr, nu sunt pentru... alea chiar sunt jucării pentru adulți. Că... faci o dioramă și muncești ani de zile la ea. Știți, o dioramă este o machetă, un montaj. De exemplu, eu am una de 6 metri pe deci două plăci de 2,80. Și acolo am montat munți, șosele, tunel, pod, trece trenul, mașina, semafor se oprește, se aprind beculețe. E foarte interesant. Dacă m-a fascinat dintotdeauna lumea asta a miniaturilor. Există la Hamburg, se numește Miniatur Wunderland. Dacă n-ajunge să-l vizitați, intrați cel puțin pe internet și să vedeți. Sunt 21 de orașe mari ale lumii, pe, nu știu, multe hectare, nu pot să vă dau cifre, dar este ceva extraordinar de interesant. Vezi orașul în miniatură. Exact cum este el. Viu, mișcă,
Așa, asta faceți dumneavoastră. Bine, am unul mic de 6x3, dar acolo lucrează 180.000 de oameni la muzeul ăsta, la miniaturi, și ca să vă faceți programare, cred că nu reușiți înainte de 3-4 luni. Așa de vizitat este. Dar se poate vedea pe internet. Este o atracție turistică. Da, haideți să inventeze și România, da, așa ceva. Este extraordinară, da. Și știți unde este o dioramă foarte frumoasă? În gară, la Sinaia. Gara Sinaia, dacă mergeți cu trenul, călătoriți la Sinaia, vedeți în gară, în sala de așteptare, este o dioramă foarte frumoasă. E veche, dar e frumoasă. E Sinaia acolo desenată. Ne revedem la să discutăm despre proiecte. Doamnelor și domnilor, gata, păi da, uitați-vă la ceas. Domnelor și domnilor, Liviu Brăiloiu, probabil așa cum nu l-ați mai cunoscut până acum, povestea asta ultima cu jucăriile, nu știam, auzisem ceva, dar chiar habar n-aveam, v-am ascultat chiar așa cu interes. Da, este foarte minuțios, că trebuie să ai ore multe de muncă, să pui ochelari și să pui acolo, că sunt foarte minuscule piesele. Și asta să vă calmați, nervii pe care de altfel îi vărsați pe ziariști. Da, asta este. Așa pare. Sunt un om foarte calm. Așa pare. Astăzi ne oprim, dar cu siguranță ne revedem în campanie. Și urez o zi bună în continuare tuturor celor care ne-au urmărit. Domnilor și domnilor, atât pentru astăzi. La revedere!